Am luat multe releuri și le-am pus la testat cu un tool care se cheamă HTTP Status IO și îmi zice cum au loc redirecționările în site. Situația în felul următor. Aveți mai multe redirecționări decât ar trebui. De exemplu, acesta e un URL care nu are nici HTTPS, nici www. Și primul redirect e la HTTPS, apoi mă redirecționați de la HTTPS fără www la HTTP cu www. Acum mă redirecționați la HTTPS cu www și aici îmi dă că s-a încărcat. Iarăși, pagina de eroare. Întâi mă trimite la HTTPS, după aia mă trimite înapoi la HTTP, dar adaugă www-ul și acum mă trimite la HTTPS cu www. Și tot așa, se postează tiparul. Aici am încărcat același URL, dar care să aibă litere mari și se încarcă, nu e nicio problemă. N-am nicio observație despre asta, nu e rău că ce faceți aici, era poate un pic mai bine dacă nu se încărca acest URL, dar nu e nicio problemă, deci e ok. E ok când dă eroare 404, aici m-a direcționat la HTTPS cu www și aveți o mică problemă, în sensul că acest URL el trebuia să dea eroare 404 sau redirect 301 către homepage. Aici e ok, la index HTML dă eroare 404 și aici la pagina de eroare dă 404. Dar și acest URL cu slash index.php trebuia să mă ducă la o pagină de eroare. Aici el mă redirecționează întâi la varianta cu www și apoi adaugă și HTTPS-ul și îmi dă eroare. Adică mi se încarcă, scuze. Și aici mă redirecționează întâi la varianta cu HTTPS, apoi adaugă www-ul și scoate HTTP-ul, apoi adaugă iar HTTPS-ul și scoate și are și www-ul și îmi dă că se încarcă. Bun, cam asta e despre acest raport. Deci ca problemă principală e că de la URL-ul acesta a trebuit să redirecționați direct la HTTPS cu www. Și în orice caz, toate redirecturile ar trebui să fie într-un singur pas. 301 direct, să nu fie redirect în atât de mulți pași. Și pagina cu index.php ar trebui să redirecționeze la homepage sau să dea eroare. Cam asta. O să vă trimit acest raport. Spor!